An de zile, drumul județean 208C a fost aproape uitat de toate autoritățile județene. Odată cu el a fost lăsată în uitare și comuna Vulturești, care nu de puține ori a devenit izolată. Accesul în zonă este greoi, cea mai bună cale fiind prin Bunești. Numai că, imediat la limita dintre cele două comune, asfaltul se termină. Ca să traversez întregul drum este un adevărat coșmar din cauza gropilor. Cândva odată era una dintre cele mai importante căi de acces de prin județ și era denumit și drumul lui Cuza, însă acum este doar o amintire. După cum se poate observa, acest drum arată ca după bombardament. Cu alte cuvinte, acest drum județean care trece prin comuna Vulturești este praf. Gropile sunt una lângă alta și este practic imposibil să le ocolești. După cum puteți observa și dumneavoastră, este imposibil să mergi pe acest drum fără să îți strici mașina. Drumul leagă localitatea Hârtop de localitatea Liteni și ar putea deveni unul dintre cele mai importante drumuri în economia județului Suceava, deoarece scurtează foarte mult către județul Botoșani. Din păcate, acest drum a fost uitat de către autoritățile județene, iar ultima reabilitare a drumului a fost făcută practic când a fost realizat drumul, și anume în perioada regimului Ceaușescu. A fost reabilitat cei drept în perioada administrației Mârza, însă și atunci au fost reabilitați doar 3 km de drum în satul Pleșești. Acum e vorba să se reabiliteze întreg drumul, ceea ce ar putea însemna enorm pentru economia comunei Vulturești. În deliberativul județean se pare că s-a produs o adevărată minune din punctul de vedere al locuitorilor din Vulturești. Mâna celor de la putere a fost forțată să accepte și reabilitarea acestui drum extrem de important. Deci e crimă și pedeapsă. Până la Valea Glotului, la Pot, la Boare, e crimă și pedeapsă. Foarte rău, e rău de circulat cu căruți, cu mașini, cu toate utilajele. Numai gropi, numai... Da. Ce s-a întâmplat azi? Evite drumul. În Consiliul Județean astăzi, consilierii județeni PSD și PNL au forțat mâna celor de la PDL cu un vot ca să se facă și acest drum. Da. Credeți că este un lucru bun ce au făcut aceștia? E foarte bun, că trebuie reparat, trebuie făcut, că dacă de ani și ani de zile tot o promis și nu s-a făcut, poate cu ocazia asta, dacă ești de acord și vreau să ajute, să facă, e bun. Dacă se poate și vreau, și ce nu. Pe o scară de la 1 la 10, cum ați catalogat acest drum? Foarte rău. Foarte rău. Nici nu se merită nici o notă, că e cel mai rău drum. Eu cred că nici în comună, nici în județ mai există. Păi foarte, foarte rău. Gropi, nu pot. Mergi rău, mergi cu bicicletă, mașină, copii la școală, treburi. Glod, balastră, nu pun. Și să le... Cei de la PNL și PSD au forțat puțin nota ca să se facă acest drum. Credeți că e un lucru bun? Ar fi un lucru foarte bun dacă s-ar putea face cu niște bani din afară. Mai ajutăm și lumea și se poate ajuta cu și putem. Deci noi, manual, cu căruță, cu tractor, dar altceva și putem ceva. Dacă s-ar putea face, ar fi un lucru foarte bun ca să mai rămâi conducerile astea care sunt ziua de azi. Vă întrebăm de cât timp nu mai e asfaltul bun pe aici. Când s-a asfaltat ultima dată? Vreau să spun că de când suntem noi aici, nu știu dacă s-a asfaltat odată. Nu știu dacă s-a asfaltat. Nu. Deci au făcut într-un an, dar de mult tare. Doar puțin găurile și atât tot. Restul nimic. Știți că la insistențele consilierilor județeni PNL și cei PSD s-a decis ca să se remedieze situația și aici, dintre Preșești și Vulturești, să se refacă drumul. Ce părere aveți despre acest lucru? Da, deci ar fi foarte bine, pentru că aici nu poți să vii nimeni cu mașină bună nimeni. Am frați, am cumnați, am care au mașini din astea bune, de-aia atâta de bani. Și când se vei la mine că aici am Preșești stau. Deci tu cum se vei la tine dacă drumul tot e stricat? Tu nu vezi că strică mașina? Știți că acum, la insistențele consilierilor județeni PNL și PSD, drumul acesta va fi reabilitat. Credeți că este un lucru bun acest lucru? Da, e bun, dar când se iei, nu știu, nu prea vine să cred. Când îmi vie Ceaușescu, atunci oare drumurile. Cred, dar nu știu, eu am făcut carambalastru prin 72-73 la Țarna Mare. Spunea că se face asfalt acum, se face asfalt atunci prin 72-73. Și abia anul trecut s-a făcut. Dacă și acum s-a face tot peste 35 de ani, dar lasă de dorit drumul ăsta, lasă de dorit între Fălticeni și Liteni aici, e de groază. Va răsări soarele și peste Vulturești, a afirmat primarul comunei Cătălin Ciubotariu. Acesta s-a arătat convins că odată cu acest drum va putea începe și modernizarea comunității pe care o păstorește. Mă bucur și mulțumesc consilierilor
PNL și PSD. Și mulțumesc și celor la PDL care au realizat și vor realiza că acest drum este total impracticabil și că nu numai mie le-a făcut o bucurie, ci și celor 3870 de locuitori a Comunei Vulturești, care se vor bucura enorm și vor răsplăti eforturile depuse de Consiliul Județean în momentul în care se va tăia panglica pe acest drum. Singura îngrijorare a celor din Vulturești este ca acum să nu se amâne din nou executarea acestui drum și să nu fie lăsați iarăși în uitare.